Născută pe 22 septembrie 1989, Sabine Caterine Lisicki a început să joace tenis de la 7 ani sub îndrumarea tatălui său, iar mai târziu, din lipsa banilor, nu putea face deplasări către locurile unde aveau loc turnee. Ambițioasa nemțoaică devine în timp o jucătoare profesionistă care agrează gazonul ca suprafață de joc și mai mult decât atât devine cunoscută în lume după ce în 2009 ajunge în sferturile turneului de la Wimbledon. Urmărită de ghinion, în martie 2010 la Indian Wells Masters suferă o accidentare la gleznă care o ține în afara competițiilor 5 luni, ajungând astfel să cadă din top 200 cele mai bune jucătoare de tenis. Întotdeauna m-am simțit indiferentă față de ceea ce s-a întâmplat, chiar și când doctorul mi-a zis că trebuie să fiu în cârje în următoarele 6 săptămâni. Își amintea la ceva timp după necaz Sabine. Ghinionul a făcut însă din jucătoarea germană de tenis o persoană puternică și ambițioasă, care ajungea în 2012 a 12-a jucătoare la nivel mondial, iar în clasamentul celor mai puternice servicii executate în tenisul feminin din toate timpurile, Sabine Lisicki, cum îi se pronunță numele în limba natală, figurează pe prima poziție.